Bun găsit la buletinul știrilor locale, sunt Cosmin Bulzan. Se îngroașă numărul persoanelor care solicită ajutorul social. Angajații primăriei care preiau dosarele spun că în această perioadă tot mai mulți oameni care au beneficiat de un astfel de sprijin financiar vin să-și renoiască dosarul. Și asta după ce vara au mai lucrat pe aici, pe acolo și au reușit să obțină un ban. Zeci de făgărășeni care nu au niciun venit stau la coadă pentru a depune actele pe baza cărora primesc bani de la stat. Astfel, în această perioadă crește numărul de dosare întocmite de persoanele care vor să beneficieze de ajutor social. Dacă în timpul verii în evidențele Serviciului de Asistență Socială erau înscriși 90 de făgărășeni, în lunile de toamnă, septembrie și octombrie, încă 60 de persoane au depus cereri pentru acordarea ajutoarelor bănești. În anul trecut, în decembrie, am avut 191 de persoane singure și familii în plată. Pe parcursul anului 2011, numărul lor a scăzut datorită faptului că nu și-au renuit dosarul, n-au adus adeverințe la AJOFM și astfel încât în cursul verii am avut sub 100 de dosare. În cursul lunii septembrie și în cursul lunii octombrie au intrat în septembrie 17 dosare, în octombrie 21 de dosare. Iarăși, acum trecem de 100, ne apropiem de 130 de dosare. Angajații Serviciului de Asistență Socială spun că în fiecare an, în această perioadă, persoanele cu venituri mici vin să-și reînnoiască dosarul după ce vara și-au mai găsit câte ceva de lucru cu ziua și au reușit să facă rost de bani. În cursul verii, ori din neglijență, ori datorită faptului că se angajează cu sau fără carte de muncă, deci cu contract de muncă sau fără contract de muncă, renunță la ajutor social și, pe urmă, toamna, când nu mai au serviciu, se întorc la ajutor social. Asistenții sociali spun că se așteaptă ca și în următoarea perioadă făgărășenii fără venituri să solicite sprijinul statului pentru a-și duce existența. Are o vechime de 140 de ani și este cotat ca unul dintre cele mai prestigioase licee din județul Brașov. Astăzi, în premieră, s-a sărbătorit Ziua Colegiului Național Radu Negru. Foști directori ai instituției, absolvenți care au învățat pe băncile acestei școli și dascăli s-au numărat printre cei care au aniversat pentru prima oară unitatea de învățământ făgărășană. Colegiul Național Radu Negru a fost astăzi în sărbătoare. Conducerea instituției a venit cu inițiativa de a dedica an de an o zi pentru celebrarea unității de învățământ, care, de altfel, este o școală cu veche tradiție și cunoscută în țară. De aici au plecat generații întregi de absolvenți foarte bine pregătiți. În luna octombrie anului 1919, la aproape un an de la Marea Unire, fostul gimnaziu de stat din Făgăraș și-a deschis porțile sub numele de Liceul Radu Negru. Este motivul pentru care Consiliul de Administrație și Consiliul Profesoral al Colegiului Național Radu Negru au hotărât ca ziua liceului să fie sărbătorită de acum înainte, în ultima vineri a lunii octombrie a fiecărui an. Ca la orice eveniment de asemenea amploare, nu au lipsit invitații de seamă, printre care foștii directori ai liceului, dar și foști elevi care fac cinste orașului și instituției școlare pe care au absolvit-o. Am venit cu emoție pe culoarele Colegiului Radu Negru, pe care în continuare le călcam ca și elev. Am venit emoționat din acest motiv, aducându-mi aminte de acele zile frumoase ale tinereții. Liceul este cunoscut peste tot în țară, este un standard de calitate și mă bucur cu atât mai mult că am avut privilegiul de a fi absolvent. Absolvent dintr-o generație foarte bună. Eu am terminat clasa de UMAN. Nu puteau lipsi din prim plan elevii Colegiului Făgărășan, cei care, datorită pregătirii școlare, au obținut rezultate importante la olimpiadele naționale și internaționale. De acum încolo, în fiecare an, colegiul își aniversează ziua în ultima vineri a lunii octombrie. Pescarii sunt luați la puricat. Jandarmii și reprezentanții AVPS Făgăraș au ieșit în zonele în care pasionații merg la pescuit. Scopul controalelor este de a preveni braconajul. Astfel, cei care folosesc mijloace interzise, cum ar fi plasele monofilament, au parte de amenzi usturătoare. Se sancționează și lipsa autorizației care dă liber la pescuit.
S-a dat startul la acțiunile de prevenire a braconajului piscicol. Din această săptămână, jandarmii împreună cu reprezentanții AVPS au început controalele pe albia râului Olt pentru a sancționa persoanele care se folosesc de plase monofilament sau de alte unelte interzise la pescuit. O desfășurăm acțiuni specifice împreună cu Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în colaborare cu AGVPS Făgăraș. Noi sprijinim cu efective de jandarmi desfășurarea acțiunilor specifice ale dânșilor pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional privind braconajul piscicol și alte activități specifice privind flora și fauna. În vizor sunt și persoanele care nu dețin autorizație pentru pescuit sau al căror act are termenul de valabilitate expirat. Cei care sunt surprinși în neregulă sunt sancționați cu amendă contravențională care pornește de la 40 de lei și ajunge la 80 de lei. Conform legislației, se aplică amenzi și pentru refuzul de a prezenta permisul sau autorizația de pescuit la cererea persoanelor autorizate să constate contravenția. Reprezentanții AVPS Făgăraș spun că aceste controle se vor desfășura pe toată perioada sezonului în care pescarii au dreptul să pescuiască pe albile râului Olt. 12 fete și 2 băieți formează împreună ansamblu local numit Mugurași Făgărășeni. Poate nu vă spune nimic această denumire, dar copiii sunt hotărâți să cucerească mâine juriul de la București. Vor să treacă victorioși de preselecția pentru concursul România au talent și ne roagă pe toți să le ținem pumnii strânși. Sunt în total 14 fete și băieți, toți talentați și frumoși foc. Repetă zilnic melodii și dansuri populare pentru că mâine pleacă la București să participe la preselecția pentru concursul care îi premiază pe cei mai talentați români. Noi cântăm și dansăm. Pentru ce vă pregătiți? Pentru România au talent. Ne descurcăm foarte bine, câteodată sunt și mici conflicte, dar totuși ne descurcăm. Vin de o lună și este foarte frumos, cântăm, dansăm și ne pregătim pentru România au talent. Tu ești cea mai mică? Și cum e la repetiție? Bine. Ce-ți place cel mai mult să facem? Să dansez. Sunteți voi băieți aici, printre atâtea fete, cum vă simțiți? Bine. Bine. Cum e la repetiție? Foarte bine. Foarte. Vă descurcați? Da. Și da. Dansați toate fetele? Da. Am venit să cânt și să fiu vedetă mare. Ești vedetă? Te simți ca o vedetă? Da. Îți place pe scenă? Foarte mult. De câteva săptămâni, copiii vin la repetiții unde sunt îndrumați de profesoara Mioara Marinca. Împreună au pregătit un program special. Dansează și cântă melodii populare vechi de aproape 100 de ani. Am insistat foarte mult pe ritm, pe ținută, pași de dans. Nu sunt foarte complicate dansurile, însă sunt foarte, foarte vechi. Hai război și vreți să știți voi cum țăranca. Pentru reprezentația lor, micuții au îmbrăcat portul tradițional de la Drăguș. Costumele sunt luate cu împrumut special pentru deplasarea la București. Părinții sunt și ei emoționați. În plus, ei sunt cei care s-au străduit să îmbrace cu straie autentice din zona noastră. Costumele sunt de la Drăguș și vreau să mulțumesc domnului primar Gheorghe Sucaciu, primarul comunei Drăguș, pentru ajutorul pe care ni l-a dat și vreau să mulțumesc și doamnei profesoare Mioara Marinca, profesor de muzică la Colegiul Național Radu Negru, pentru această colecție de melodii populare, de obiceiuri, unele inedite pe care nu le-am mai auzit niciodată. Ideea a fost a lui doamna Mioara Marinca, care îi mulțumesc pentru tot ce face pentru noi și pentru copiii noștri și se strătuie foarte mult. Copiii vor adormi în această seară puțin mai greu, deoarece mâine dimineață îi așteaptă drumul spre București și apoi testul în fața juriului sub luminile rampei. Ei vor să revină acasă cu vești bune. Acestea au fost principalele informații de astăzi de la Făgăraș. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamnelor și domnilor, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Rămâneți cu bine!